Epistola către Roman se încheie cu cuvintele al lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul și în această după masă doresc să am un cuvânt cu preponderență pentru tineri, așa cum este îndreptată cartea Proverbele, scrie aici în capitolul 1, versetul 4, ca să dea tânărului. Dar, așa cum s-a menționat în versetul următor, putem să primim și noi ceilalți. Amin? Acum, dacă tot am venit la piață, nu mergem cu plasa goală înapoi. Aș vrea să vă îndrept privirile spre această carte așezată la mijlocul Bibliei, o carte cu învățături foarte concentrate, cartea proverbelor, încercăm să luăm și altceva din scriptură, cum ne va călăuzi Domnul, și aș pune iarăși sub un titlu, se merită să fii înțelept. Și să constatăm dacă da sau nu, dacă afirmația mea este adevărată sau falsă. Și pentru a vă fi ușor de ținut minte, așa mi s-a pus pe inimă în această seară, adevărului care vi le spun, să înceapă toate cu aceeași literă. În primul rând, sursa înțelepciunii. Scrie aici, în Proverbe, la capitolul 2, versetul 6, căci Domnul dă înțelepciune. Nu degeaba a spus la început al Dumnezeu care singur este înțelept. Din gura lui este cunoștință și pricepere. Spunea Elihu în cuvântarea sa și nu uitați că Dumnezeu nu l-a mostrat ca pe ceilalți, ca și cum n-ar fi spus ceva drept despre Dumnezeu. Și spune în Iov 32, versetul 8, de fapt, în om, Duhul, suflarea celui tot puternic de pricepere, e singura sursă. Nu vârsta aduce înțelepciune. Nu bătrânețea te face în stare să judeci. Ba mai mult, spune Apostolul Pavel la Roman, capitolul 1, că oamenii, scoțându-L pe Dumnezeu din ecuație, din viața lor, versetul 21, s-au fălit că sunt înțelepți și au un nebunit. Orice deconectare de la sursă duce la nebunie. Și scrie în versetul următoare că Dumnezeu a lăsat. Vrei să te deconectezi? Poți. Vrei să te conectezi? Ai șansă. Și schimbându-L pe Dumnezeu, au ajuns să se închine făpturii în locul făcătorului, s-au degradat trupurile și apoi spune în finalul capitolului că au ajuns plin de toate cele rele. Când Solomon a cerut înțelepciune, este scris foarte clar în sprijinul afirmației făcute, scrie în 1 împărați la capitolul 3, versetul 12, Voi face după cuvântul tău, îți voi da. Și vă rog să observați, Dumnezeu socotește și măsura de înțelepciune care o dă fiecăruia. O inimă înțeleaptă, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată. Dumnezeu este foarte exact. I-a spus să-ți dau avere, în timpul vieții tale nu va fi nimeni de bogat ca tine, dar n-a spus Dumnezeu că de-a lungul istoriei nu vor fi alții mai bogați ca Solomon. Numai de înțelepți ca el nu va avea niciunul aceeași capacitate intelectuală același har și cât despre înțelepciunea lui, întorc o pagină în Scripturi, 4 cu 31, era mai înțelept decât orice om și îi dă pe câțiva, a rostit 3000 de pilde, 1500 cântări, ne-a rămas numai una, a vorbit despre copaci de la cedul din Liban până la Esopo care crește pe zid, a vorbit de asemenea despre dobitoace, despre păsări, despre tărătoare, despre pești. Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon din partea tuturor împărților pământului care au vrut revorbim, vorbim de înțelepciunea lui. Da, nu este redată în scriptură numai o vizită a unei case regale la Ierusalim. Poate dacă ni se spunea când au venit și alții, în tradiția evrească, ni se spune ce a mai povestit cum părătea sa din Seba, cine știe cum a fost, dacă evreii ne spun drept sau nu. Dar pe scriptură ne putem baza 100 la sută. Iacob spune că Dumnezeu dă, și ce este interesant, cum vă spuneam, că stabilește și măsura o care ne dă, zice în 1 cu 5, Dumnezeu dă tuturor cu mână largă și fără mustrare. Doamne, îți mulțumim că ne-ai descoperit harul că la tine este înțelepciunea. Este, repet, singura sursă. Bine, dar cum să mergem la Dumnezeu să ne dea înțelepciune? Vorba lui Iov, dacă mă duc la miază noapte, nu dau de el, mă duc în altă parte, unde -i? În cartea Iosua, la capitolul 1, este scris că acest bărbat care a fost alături de Moise pe perioada celor 40 de ani de pustie, a rămas în fruntea poporului numai că avea o activitate nouă și nu ușoară cu cererea țării Cananului. Și s-a temut. Și spune Dumnezeu în unul gob, cartea aceasta alege să nu se depărteze de gura ta. Cugeți asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce e scris în ea, atunci vei zbândi în toate lucrările și atunci vei lucra cu înțelepciune. Deci Dumnezeu nu doar că este sursa înțelepciunii, El ne-a pus sursa la îndemână și mulțumim pentru aceasta. Slăvit să fie Domnul! Biblia spune în 1 Corinteni 2 că oamenii înțelepții veacului acestuia n-au cunoscut înțelepciunea lui Dumnezeu. Și pentru evrei, pentru neamuri, pare o nebunie felul în care Dumnezeu își descoperă înțelepciunea. Totuși, adevărata sursă este lăsată de Dumnezeu în această binecuvântată carte. Scrie, vă unde? Că le-a dat și Duhul Său ca să-i facă înțelepți. Dar nu este altă filieră decât Duhul ne face înțelepți tot prin filiera Scripturii. Că altfel n-am avea nicio siguranță că acea inspirație, acele inovații ar fi de la Dumnezeu și ar fi bune. Nu insist asupra acestui aspect. Vreau să trec la un altul. Și cum vă spuneam, să vă fie ușor de ținut minte, le voi intitula toate cu litera S. Silința dobândirii înțelepciunii. Dumnezeu dă înțelepciunea, dar înțelepciunea nu vine așa ca ploaia. Că ploaie, zice Pavel, că de Dumnezeu și la bun și la răi înțelepciune, într-o măsură mai mare sau mai mică, nu dă de Dumnezeu decât celor ce se silesc să o dobândească. Este ca și cu Duhul Sfânt. Spun unii, dacă e dar, să-l dea Dumnezeu. Îl dă celor ce îl cer. Și scris, Domnul a spus. În proverbe la capitolul 2 sunt, eu numesc cei șapte dacă. Și e ca la matematică, știți cum sunt unele definiții, dacă și numai dacă. Dacă vei primi cuvintele mele, din Scripturi, cum am spus, tinerilor, pentru voi e adresa, prin plan. Dacă le vei primi. Dacă vei păstra cu tine și câteva Capitole din proverbe încep în felul acesta, centrei cu unul. Fiule, nu uita învățăturile, păstrează-le. Patru, ascultați fiilor, dacă le vei primi. Cinci, fiule, ia aminte, Magazinează, reține. Șase, fiule, șapte, fiule, păstrează cuvintele mele. Al treilea, dacă. Dacă vei lua aminte la înțelepciune, să a scurs cu băgare de seamă să fii atent nu spui ca cei din Atena, te ascultăm altă dată, nu? Nu, ia aminte. Îmi spunea un băiat al meu, avea, știu eu, 10-11 ani, citat, dar frumos la adunare când ești atent. Neapărat e frumos. Dacă nu pierzi firul și ai pierdut. Îmi predic e așa ca și Elisei după Elie, dacă te lași de el, n-ajuși până la capăt să vezi minune, trebuie să urmărești firul povestirii. În al patrulea, dacă, dacă îți vei pleca inima la pricepere, Vedeți? Trebuie să accepti dacă te socotești în și nu te pleci. Nu vei învăța niciodată. Înțelepciunea cu cei smeriți. Tot timpul avem ce să învățăm. Dar unde ori ni se pare că știm. Și asta e marea noastră tragedie. Zice în Proverbe, capitolul 1, când ți strigă, peste 20, veniți aici, peste 24, fiindcă eu chem, okay, voi vă împotriviți, peste 30. Au nesocotit toate mustrările mele. Împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierd. Dar cel ce mă ascultă, ferici de cei cu o plecată și ascultătoare. Apoi un alt dacă. Dacă te vei ruga pentru pricepere. Când citiți Biblia, când ascultați o predică, atunci când discutați cu cineva, rogați pe Doamne, te în pricepere. Nici la Solomon nu i-a dat-o Dumnezeu, numai când s-a rugat. Când te căsătorești, roagă-te să ceri înțelepciune pentru viața de familie. Când e dintr-o slujbă, dacă este vorba de un serviciu. Scrie în Biblie că Dumnezeu a dat lui Daniel și a dat și celorlalți. Dar știți că scrie despre viața lor de rugăciune? Scrie în capitolul 2 că împăratul era foarte supărat și vorba din proverbe, mânia împăratului investitor al morții. Dacă nu-mi descoperi staina, visul și tâlcuirea, mă așteaptă pe toți aceeași. soartă. Interesant, au cerut o amânare toți înțelepci și împăratul le-a spus, nu, vreți să fentați. Și în același context, scrie acolo, cred în 2 cu 14, că Daniel a vorbit cu minte, și-a obținut clemența asta de la împărat, bunăvoința lui. Și între timp s-a rugat cu tovarășii și săi, Dumnezeu l-a descoperit și a zis, Doamne, Tu ne-ai descoperit, Tu ne-ai dat. Dar nu fără rugăciune, mai departe. Dacă vei cere înțelepciune, aș putea spune că este o stăruință, o silință suplimentară, dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea, ca după o comoară, să faci din asta o, o prioritate, o pasiune. Nu doar așa, ceri dată, nu mi-a dat, mai cer peste două săptămâni, nu, nu. Să-i spui lui Dumnezeu, deschide că oricum nu plec. Nu te las. Până nu mă binecuvintezi, cam așa e cu Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a lăsat în duplecat. Pentru că atunci când o ceri, așa cu primordialitate, știi ce valoare are. Așa, o cerem simplu. Nu, nu, nu. Deci eu vrea să vadă. Noi știm din sursa și vezi, vrea să vadă silința noastră. Să vă dau un exemplu din Scripturi care îmbină aceste două aspecte. Oferta divină cu cererea noastră. Scrie în cartea Exod la capitolul 35, era vremea construirii cortului în pustie. Hai citim și de la 34, sunt cuvintele Domnului către Moise versetul 31 despre Bețaliel și ceilalți. L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, versetul 32, i-a dat putere să născocească, versetul 34, i-a dat și darul să învețe pe alții, atât lui cât și lui Oholeafiului Ahisamac. L-a umplut cu pricepere ca să facă ce era necesar acolo. În 35, era ideea? Și acum, versetul 2 din 36, din scuzați. Am greșit eu cu un număr. 36 cu 2. Moise a chemat pe Bezaliel, o holeap, și pe toți bărbații scusiți în mintea cărora pusese Dumnezeu pricepere. Asta e punctul 1. Sursa. 2. Și anume pe toți cei cu tragere de inimă la lucrul acesta ca să-l facă. La cine a dat Dumnezeu? La cine a avut tragere de inimă? La cine? s-a silit. Altfel, nu de Dumnezeu. Că dacă nu te interesează, dacă n-ai râfnă, și mai învăț știți de fratele Tanța, s-a întors de din o misiune, și cum era lui glumeț, a zis, mi-a zis Dumnezeu că am râvnă, dar mai întreb înțelepciune. Și s a apucat să râdă și o să că voi n-aveți niciuna. Adică e nevoie de amândouă. Dumnezeu dă înțelepciune, dar fără râvna noastră, fără o silință perpetuă, nu vom face mare lucru. Și ne apucăm și iar ne lăsăm. Mergem paratoioasă să-l viziteze pe bătrânul profet Elisei. Bolnav. Păi trage săgeți. O tras, două, trei. L-a bucat pe Elisei acela pe care Elie nu l-a putut potoli să spună, rămâi aici. Nu, no, crezi tu, nu mă las. Și-a dobândit darul și a muncit toată viața cu el. Și spune împăratului, trebuie să tragi de mai multe ori. Acum o întrebare. Urma să biruie pe Sirien pe front doar pentru că aici n-a tras mai multe săgeți sau pentru că și pe front era ca aici? Părerea mea ca a doua variantă. Da? Nu vă contrazic dacă sunteți doar pe prima. Pentru că este nevoie să fim activi. M-a întrebat cineva pe un frate la bătrânețe, de ce te-a folosit Dumnezeu în viață? Și între altele spunea, pentru că eram tot mereu la îndemână. Să fii la îndemâna lui Dumnezeu, să te silești, să-ți faci partea ta. Doamne, ajută! Doamne, dă-i zbândă! În al treilea rând. Care este scopul înțelepciunii? De ce o dă Dumnezeu și de ce trebuie să ne silim cu așa fervoare? Spune aici în proverbe, la capitolul 1, de unde s-a citit, pentru cunoaștere, pentru înțelegere, pentru căpătarea învățăturilor de, de bun simț, ceva ce e nevoie, dreptate, ceva foarte prețuit la Dumnezeu cum scrie în se șase copți, s-a arătat omului ce este bine, decât să faci dreptate trecută înaintea milei, înaintea zmereniei. Și să asociază bine cu celălalt. Să înțelegi cuvintele și spune apoi în capitolul 2 sau definezi mai întâi și apoi exemplific, cred că scopul înțelepciunii este pe două laturi. Să te, să te înțelepțească să nu faci răul, și să te înțelepțească să faci binele. Să luăm mai întâi aspectul preventiv de a nu face răul. Spune în 2 cu versetul 11: Chipzuința va vegea asupra ta, priceperea te va păzi ca să te scape. Și expresia reapare în versetul 16: Ca să te scape. În prima. Ispită-i să te scape de calea cerea de omul care ține cuvântări stricate, cum scrie în 1 cu 10, că niște păcătoși poți să te amăgească așa pe tine ca tânăr sau și pe altul. Diavolul a înșelat pe înger, dragii mei. Nu-i nimeni care n-ar trebui să fie cu băgare de seamă. Să-l scape de anumite prietenii păcătoase, și apoi să-l scape de o femeie imorală. O, oh, câtă nevoie este să scăpăm de toate aceste ispite, cum spune și Domnul Luca 21, rugați-vă ca să scăpați, să rămâneți în picioare. Pe un băiat înțelept nu-l duce o fată de minte, nici dacă e zâna zânelor. Și amintește imediat versetul din proverbe, o femeie frumoasă și fără minte, o pe cu două este ca și cum nu-mi place să zic. Pe o fată cu minte nouă păcălește un băiat, nici dacă vine cu cel mai puternic bolid și să-i promite marea cu sarea. Să spună, băiete, tu știi numai cât o să trăiești. Pe când eu sunt veșnică, ce să facem amândoi? un tandem nepotrivit. Nu te vor înșela cei care îți promit un câștig imediat. Tu nu știi că scrie în proverbe că un cuștig repede dobândit nu-i binecuvântat la sfârșit? Niște frați din Arad și din alte parte a țării au fost înșelați, cu anul urmă cineva l-a promis că îi duce la lucru în străinătate, salarii mari, i-a îmbarcat, le-a dat așa un mic avans, după ce ei cotizaseră deja o sumă, i-a dus undeva, i cazat în Germania, unde a văzut că vorbesc mai ușurat, că a mustrat și zicea unul dintre ei după aceea, după ce i-a venit mintea la cap, că unii au înțelepciune să nu plece, alții au înțelepciune când se întorc. Și, îi de asta, nu-ți vorbe de pocăit? Și au zis ei, măi, aici învățăm și pocăință cu omul ăsta, numai că și câștigăm. Le-a plătit un hotel pe o noapte și în viac nu l-au mai găsit. Și acum fiecare au scăpat ca de pe corabia lui Pavel, unul pe o scândură, altul cu rudenie, altul cu cine a cerut milă să ajungă înapoi în țară. Bă, dar cum am crezut că ne dă atâția bani? Da. Ce se face dacă nu-i socoteala făcută bine? De altfel, eu cred că orice păcat, orice lucru rău, este o lipsă de înțelepciune. Zice în proverbe, spune și în Iov în 28, dar acum rămânem pe proverbe 8, cu versetul 13, frica de Domnul, începutul înțelepciunii, este urârea răului, trufia, mândria, purtarea, mincinoasă, purtarea rea, gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu! Nu se poate să fii înțelept și să păcătuiești. Ce a zis David după ce a făcut numărătoarea? Am lucrat ca un nebun. Se spune că mânia e și asta o, o, o nebunie de scurtă durată? Și sunt multe alte nebunii. Mă aud pe unii spunând, zice, e rău și eu zic, nu e rău, nu mai e nepriceput. Că dacă ar fi cu minte, ar fi mai bun. O nevastă înțeleaptă este și bună. Și unul ca și Caleb, ca și din neamul lui Caleb, ca și Nabal, era rău, dar era și nebun. Astea se asociază. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și nu uitați că e în Sfânta Carte. Ca să ne scape. O, câte fete ar scăpa, câți băieți, cum vă spuneam, că vorbim de tineri în prim plan. Dacă ar ține cont de ce scrie, să nu te încuscrești cu popoarele din afară, Exod 34, Deuteronom 7. A încercat Solomon. A gafat? Da, în timp. A rezistat cât a rezistat, că și Samson a rezistat cât a rezistat, dar soarta, finalul. Dacă e cineva mai înțelept decât Solomon, dar a spus că nu poate fi și mai tare decât Samson, să încerce. Și el lasă să te acumeți. Înțelepciunea are suficientă măsură de precauție. Omul este necredător, îți crede orice vorbă. Omul chipzuit, ia bine seama cum merge. Nu-l poți înșela a primit înțelepciune de la Dumnezeu. Doamne, dă ne așa cum a zis Iacov, cu mână largă și fără mustrare. Apoi, cum vă spuneam, înțelepciunea are și harul de a ne învăța să facem bine cu cine aia unul. Și stați răul și educați-vă în bine. Să faci dreptate. Sau cum spune aici în Proverbe 8, la versetul 12, eu înțelepciunea am ca locuință în mintea, și pot născoci cele mai chipzuite planuri. Te ajută în bine. Versetul 14 de la mine vine sfatul, izbânda, priceperea, puterea. Au nevoie de mine înțelepții, judecătorii, dregătorii. Da, noi facem binele numai în măsura înțelepciunii care ne-a fost dată. Dacă ai ști mai bine, ai face, nu? Dar dacă nu știi... De aceea e nevoie să cerem de la Dumnezeu câte conflicte din familie, de exemplu, s-ar stinge dacă ar fi înțelepți acolo sau înțelepți care să-i ajute. Eu sunt originar din Apuseni și era la noi un bătrân, David Alexandru, un om foarte pașnic. Încerca să-i lămurească pe oameni și când vedea că nu poate renunța așa într-un final, dar de regulă încheia cu expresia greu -i să fii cu minte. greu -i să fii cu minte. Da. Dacă rugăm pe Dumnezeu, ne dăm înțelepciunea necesară. Este un caz frumos în 2 Samuel 20, după înfrângerea școală lui Absalom, un alt evreu, Sheba, fiul lui Bicri, se împotrivește împăratului și încearcă să atragă câțiva după el. Ioab pleacă cu o parte din armată, obosiți, și au parte de o trudă în antichitate, era cel mai greu să cucerești cetăți, s-au apucat să dărâme zidul. Iese o femeie și spune, ce faceți? Păi vrem să oprim răul acesta. Și pentru un om vreți să dărămați o cetate. Vă nu știți ce cetate e asta? Abel Ben Mac. Aici a fost o, un centru a înțelepciunii. Când se ajungea aici, totul se isprăvea, se rezolvau problemele. Dar noi nu vrem să dărăm în cetate. Eu m-am în am înțeles. Dar e rău, l ascuns aici. Și scrie acolo, ea s-a dus la Consiliul Local, spunem noi pe înțelesul nostru, ea l-a murit, nu știu cum i a adunat pe timp de război, și le-a fi spus că aș fi putut să am și o parte de, de pledoria ei? L-au arestat, i-au aruncat capul peste zid, între timp soldații s-au odihnit, zidurile au rămas intacte, cetatea liniștită. Așa e? Că uneori înțelepciunea te face să elimini răul cu penseta, nu cu barosul. Și te face să știi, să ia inițiativă, să face anumite proiecte, cum am citit despre Bețaliel, că a confecționat toate uneltele sacre de la cortul întâlnirii. Chiar am îndemnul, a fost îndemnat să predic asta. Și eu vreau așa, vreau să cerem înțelepciuni în ordine alfabetic, că începem cu Anca, bine? Cine vrea să se pună la rând? Scopul este extraordinar. Sistem răul și promovăm binele. Ce vrei mai mult? Doamne, de ne pricepere. Eu mai am nevoie. Și sunt sigur că, Domnul, de uneori sunt interpelat la anumite întrebări de mă întrebai în urmă cu 5 minute. Nu știam răspunsul. Da. Și așa îmi face uneori Dumnezeu Haru, sunt întrebat instant, primesc lumină. După aia uit ce am răspuns. Da. Și le spun la oameni, Dumnezeu mi-a dat, dar zic că mi-a dat pentru tine de data asta. Mie nu-mi dă dus. Poate n-aveam nevoie, nu știu în orice împrejurare, să-L chemăm pe Dumnezeu să ne dea lumina necesară. Să nu umblăm pe întuneric, să știm ce avem de făcut. Să nu fim meșteri în a face rău, cum zice în Roman 16 cu 20, câte acolo, să fim nepricepuți în a face răul și înțelepți în a face în 19, 16 cu 19. Și înțelepți în ce privește binele, Doamne ajută-ne, amin. Și în al patrulea și ultimul rând, am spus de sursa înțelepciunii, ne uităm în sus la Dumnezeu, de silință, să rămânem așa, cu privirea în sus, Doamne, nu plecăm până nu ne dai, de scopul înțelepciunii, să facem bine și să fie făcut bine și să nu mai facem răul, să moară răul. Cum spune Roman 12, Zice în versetul 9: Fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Asta te va ajuta înțelepciunea. Și în al patrulea rând, cum spuneam, satisfacția înțelepciunii. Zice aici, în Proverbe, în capitolul 2, versetul 10. Înțelepciunea va veni în inima ta, e vorba de minte, și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Dumnezeu nu este doar înțelept, ci cum spuneam și dimineața, este și foarte fericit. Când cine face rău este un nefericit. Cine nu pricepe păcatul, nu-i satisfacție, nu-i plăcere decât maxim o clipă. Și s-a dus gustul acela, în urmă amar până în capăt, până în capătul capătului la unii. Dar înțelepciunea îți dă împlinire, îți dă gust vieții, ai, ai bucurie, ai pace. Foarte important asta. Scrie în capitolul 3, de la versetul 13, ferice de omul care găsește înțelepciune. Și de omul care capătă pricepere este un câștig extraordinar mai mult decât toate comorile. Versetul 17, căile sunt niște căi plăcute, cum spune și Iacov, înțelepciunea care vine sus este pașnică, că ușor de rupt, ca de roduri bune. Este 18. să Ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Am putea să facem proba. Ești fericit? Sau că spui nu, da, înțelepciunea unde a plecat de acasă? Înțelepciunea te face fericit. Păcatul ne nefericește. Înțelepciunea ne fericește și aici. Ai satisfacția că ai reușit să faci binele. Ai împlinirea că ești colaborator cu Dumnezeu, că te-ai rugat și te-ai ascultat. Și împlinirea asta continuă pentru vecii vecilor. Zice aici în Proverbe 3 cu 35, înțelepții vor moșteni slava. Sau, zice în capitolul 8, Versul 19, rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat. 20, e umplu pe calea nevinovăției în mijlocul cărănii perhenire ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu visteriile. Sau proverbe 24, îmi place asta. Spune la versul 3, prin înțelepciune se înalță o casă, prin pricepere se întărește, prin știință se umplu cămările de toate bunătățile de preț și plăcute, nu numai că ai, au gust. Doamne, îți mulțumim. Mai venim la masa înțelepciunii, că nu numai că ne îndrăvenim și avem putere, dar e și bun la gust și în urmă nu ai probleme. E bun Dumnezeul nostru că din înțelepciunea Lui vrea să ne dea și nouă. Doamne, îți mulțumim de măsura rânduită și când vei veni, ne vei da altă măsură. Dumnezeu să vă dea har și prin asta înțeleg să vă dea înțelepciune. Între altele, era acolo în versetul 8, să primești învățătura tatălui, al mamei, eu înțeleg că Dumnezeu vrea la nivel de familie, apoi la nivel de biserică, să ne îmbogățească el cu înțelepciunea lui. Și fie ca să înțelegem și scopul, și silința, și sursa ce spuneam la început, și să avem parte de satisfacția dobândirii și manifestării înțelepciunii. Vă mulțumim că în ziua de astăzi am fost împreună cu dumneavoastră, dacă am necășit pe cineva să ne iertați, că dormiți mai liniștiți. Ne-ați îmbogățit viața fiind împreună, trebuie să apreciez pe tineri pentru cântările care le-ați ales și să vă dea Domnul Har, să nu lipsiți de la adunare. E și asta o, parte a înțelepciunii. Că venim să ne mai înțelepțim. Că e după părerea mea, numai cine are ceva înțelepciune știe să mai ceară. Dumnezeu să ne dea și ne va da. Fie El binecuvântat în veci și fi și dumneavoastră binecuvântați. Amin. Amin.